Riderii români sunt cei mai buni din Balcani. În Grecia, România a câștigat 6 medalii de aur la campionatele balcanice de mountain bike. După medalia de bronz la campionatul european, Ede Molnar nu a scăpat ocazia să câștige la cross-country eliminator și titlul balcanic. Dinamo Vistul nu s-a mulțumit cu atât și a obținut aurul și la cross-country olimpic. S-a nimerit în același weekend, amândouă și am reușit să câștig pe ambele. Mă simt foarte bine. Dubla de aur XCE-XCO a fost realizată și de Raisa Costea în întrecerea juniorelor. Sunt mândră de rezultat. Chiar era important pentru mine să știu că sunt acolo în față și că pot să mă lupt pentru victorie și așa a fost. La cross-country olimpic România a câștigat cele mai multe medalii de aur, 4. Patrick Pescaru la sub 23 de ani și Antonio Văcărescu la juniori sunt noi campioni balcanici. Acest rezultat înseamnă o confirmare a antrenamentelor bine gândite. Este un boost de motivație ca de fiecare dată, mai ales fiind după campionatele naționale și europene unde am văzut că puterea este unde trebuie. Cu un bronz la elit, Suzan Hilbert a completat zestea României. Sunt foarte încântată de rezultat, nu știam la ce să mă aștept, nu știam exact cum e concurența, având în vedere că anul ăsta nu prea am avut ocazia să ies afară din țară la curse de XCO.